Hei, bună tuturor, ne vedem, am găsit la un nou videoclip și astăzi o să fac un haul. Nu mă mai împinge. Nu te împing. Și o să fac câteva chestii care le-am luat de la Pepco și de la CCCV și de la CCCV, că sunt mai puțin. Le-am luat două perechi de sandale. Așa. Sunt la fel sandalele și le-am găsit la o super reducere. Cu numai de la 30 și ceva de lei. La 17 lei, 45, 18 lei și astea sunt sandaletele. Sunt tare drăguțele de plastic așa și sunt lila. Și mai mi-am luat unele albastre pentru că mi-am luat o culoare deschisă să-mi iau și unele închise. Mai aveau și pe roz, dar am ales albastre că sunt mai drăguțe. Așa. Asta e de la CCC, de la Pepco. Am fost să-mi cumpăr inițial niște haine, dar acolo am dat peste un caiet tare drăguț și n-am putut să rezist, mai ales că este tare solid. Este cu New York, New York. Și pe spate tot New York. Și m-am gândit că nu o să se îndoie pentru că este tare și este de matematică. Câte file are, că nici nu m-am uitat acolo. A costat 6 lei în primul rând, dar nu... Nu zice câte file are. Da, mă rog, nu zice câte file are. Dar ea a costat 6 lei și mi s-a părut destul de ieftin, având în vedere că unde asta. Mi se pare că e 10 lei. Bun, mi-am luat brățărele de-astea. Mă rog, de fapt sunt elastice de păr după mine, dar eu le port ca brățări. Și au niște... Astea au costat 5 lei. 5 lei. Și au niște... Unde le trage drăguțe? Yes, și, mă rog, nu pot să le rup, că sunt clinte. Vrei să-ți să le dau eu? Nu. Să știi că pot. Da, știu și eu. Nu te vezi pe aici. Sau rup asta. Cum s-o rupe ea? Le strici. Le stric. Mă rog, sunt multe culori. Și au două dintre ele niște chestii astea. Are un unicorn și un curcubeu. Da, ce mai mult îmi place asta, e, are și niște steluțe, da, da, spuneți-mi în comentarii care vă place, 1, 2, 3, 4 și 5 brățări. Bun, am luat niște șosețele, pentru că, da, astea au costat 6, 7 lei, 7 lei și 3 perechi, unele albe, unele gri, și unele roz cu alb și gri, cred. Nu, mai am gros coală. Deci că e înghețat aia Corso. Da. Mai a vrut să-și ia niște cleme. De-astea cu sclipici. Sunt drăguțe. Astea au costat 5 lei. Să ne spuneți în comentariu dacă vă plac. Ia. Așa. Eu m-am luat niște elastice de prins părul cu steluțe. Da. Astea tot 5 lei. A, nu, astea au fost 4 lei chiar. Dar sunt oricum bune. Așa, bun. Bun. Auzi, astea cât mi-am luat niște chiloți. Maia! Ok, și mi-am luat niște chiloți. Sună ciudat! Astea au costat un leu? Nu. A doua? Au costat 5 lei. Au costat 7 lei perechile astea de chiloți. Sunt 3. Și scurzuleți panda. Ăștia îmi plac la nebunie. Roz cu gri și gri cu inimioare roz. Da. Tare drăguț și perechile astea. Mă rog. Cel mai plăcut cel mai mult din acest haul și cred că o să vă placă și vouă, o să las la final. Mă rog, acum penultimul lucru. Este această bluză foarte subțirică. Zici că e cu Oreo. Da. Așa zice mai că e cu Oreo ce scrie pe ea. You are my favorite heart. Și arată o inimă acolo. Heart. Și în schimb zice acolo nu știu ce, dar... Asta costa 20 de lei. 20 de lei. Da, e tare drăguță și cu mânecă 3 sferturi. Bun, și lucrul meu preferat, bustiera, o nouă bustieră și este cu un galben fosforescent, mă rog, în camera să vede asta verde. Asta e de sport. E, neapărat de sport.
Și în galbenă cred că se vede verde și cu verde închis. Dar oricum e un galben fosfor și e foarte, foarte bine. Ai putea să e cam la... de culoare mingi. Nu. A, da, am un genul. E de la mine. Și minge mare de tenis. Și foarte grea. O să cadă, cred. Da, mă rog. Asta mi-a plăcut foarte mult. Și bonulețul de la Pepco, în total, toate au costat 68 de lei și 97 de bonuți. 69 de lei. Cât au costat? 69 de lei. 69. Fără 3 bani. Da, și mi-am luat destul de multe lucruri în afară de acele pere de sandale care le-am luat de la Cici. Oh! Mi se pare că și le-au bun. Da, să spun bine. Da. Amândouă au costat 34,90. Niște paiete pe aici. Mă rog. Da, deci. Deci 34,90. Bun, dragilor, asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Asta cred că a fost al doilea haul sau primul haul. Mă uitam la mai avea prins cremele alea. Sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Pa!